Creșterea economică pe primul trimestru din 2022 a fost revizuită puternic în jos de către Institutul Național de Statistică. Este vorba despre o ajustare fără precedent de la 5,3% la 1,5%. Analiștii prevăd astfel de modificări și în viitor, însă spun că, cu toate acestea, România are șanse mici să intre în recesiune. Avertizările economiștilor după anunțul privind creșterea economică din prima parte a acestui an s-au confirmat. În realitate, România a registrat o creștere cu 3,8% mai mică decât cea prezentată inițial de 5,3%. Nu e vorba de o eroare, este vorba de o procedură care se aplică în mod constant și la noi și în toate celelalte statistici europene. Există un program care primește informații și scoate niște rezultate. Omul nu poate interveni pe parcursul acestor operațiuni de calcul în niciun fel. Avem de a face cu una din cele mai mari revizuiri în scădere din întreaga Uniune Europeană și este destul de rar întâlnit așa ceva. În fond, economiștii au apreciat de la începutul anului că creșterea economică va fi diminuată în acest an din cauza multiplelor probleme cu care ne confruntăm. Altfel spus, odată ce în sistemul institutului sunt introduse și date pe trimestrele ulterioare, programul vine cu ajustări asupra datelor prezentate inițial, lucru care s-a întâmplat și acum. Totuși, pe baza acestor cifre eronate, guvernul a făcut mai multe modificări la nivel fiscal și bugetar, care acum s-ar putea să fie afectate. În momentul în care tu estimezi niște valori greșite și îți faci niște planuri nerealiste, inclusiv planuri de colectare impozitelor, pornind de la ținte nerealiste, atunci nu e de mirare că nu le vei atinge. Și vedem, deși la fel, Ministerul de Finanțe s-a lăudat încă de la începutul anului că creșterea veniturilor bugetare se datorează îmbunătățirii colectării. Acest lucru nu s-a întâmplat. Veniturile statului au crescut strict din cauza inflației și din cauza supraimpozitării energiei scumpite artificial tot de stat. Pe baza acestor noi estimări, ce tăiați în bugetul pe anul viitor? Adică unde o să fiți extra prudent? Deocamdată nimic. În ciuda modificării creșterii economice, specialiștii spun că șansele ca România să intre în recesiune sunt extrem de mici, deoarece primim în continuare ajutoare consistente de la Uniunea Europeană. E adevărat, semnale de încetinire ale economiei devin evidente. Tocmai acesta trebuie să reprezinte semnalul pentru modul în care se construiește bugetul anului 2023. Economiștii prevăd revizuiri negative și în viitor. Creșterea economică registrată în România în trimestrul 2 a fost de 5,1%.